Salutare! Azi e 27 aprilie și în Republica Moldova e marcată Ziua Națională a Drapelului de Stat, Ziua Tricolorului. O vreme am avut același tricolor cu România. Tricolor curat, fără acvilă, fără zimbru, fără nimic. Atunci când s-a proclamat el prin 90, atunci și imnul aveam același Deșteaptă-te, române. După care s-a schimbat atitudinea și guvernarea dincolo de Prut și s-a adăugat o acvilă peste tricolore, iar imnul de stat s-a declarat limba noastră, după o poezie de Alexei Matveievici. În România, ziua tricolorului e marcată pe 29 iulie, întâmplător când la Chișinău e ziua Constituției. Deci iată că, la fel ca sărbătorile religioase și sărbătorile laice de stat, cumva sunt și în România și în Republica Moldova asemănătoare, dar cumva cu o întârziere, când la noi se sărbează Sfântul Dumitru, de exemplu, dincolo e altă sărbătoare. Când la unii se sărbează Crăciunul, la creștini ortodoxi de stil vechi, e deja Sfântul Ion sau ceva de felul ăsta. Viața e complicată și iată că azi nu prea avem motiv de sărbătoare, nici de ziua tricolorului, nici de alte sărbători, pentru că suntem închiși în casă, în carantină, suntem în izolare la domiciliu. Mai puțin Serghei Gheorghiță aici de față, care lucrează pe șantier. Ambii suntem la București, eu în drumul taberei, iar el în București, noi, eu în sectorul 6, el în sectorul 1. Ambii urmărim ce se întâmplă la știri. Probabil și Sergiu știe că mai multe grupuri de moldoveni încearcă să ajungă acasă și nu reușesc. Am înțeles că autobuze stau la granița Poloniei cu Ucraina sau nu știu în ce direcție vreau eu să meargă. Până azi erau vreo 3-4 autobuze la granița franco-germană, dar azi se pare că s-a creat un culoar special pentru ele și în momentul ăsta probabil traversează Germania, să vedem ce o să zică după aceea Austria și România sau pe unde o să o ia ei în drum spre casă. Deci, iată, oamenilor nu prea le arde nici de ziua tricolorului, nici de sărbători religioase. Și Sergiu pare nemulțumit de prestația statului, Republica Moldova, de statul român. Deocamdată n-am auzit să zică nimic de rău. El e încântat că a redobândit de ceva timp cetățenia românească. Încă nu are acte românești pentru că m-a înghețat toate serviciile de stat și nu sunt digitalizate. Dar lucrează, iată, oficial. Am înțeles că azi au dat și legitimație pe șantier. Lucrează oficial în România și are cuvinte de bine de spus despre acest stat, mai ales că îl lasă să lucreze și să facă bani de viață. Totuși, Sergiu are o nemulțumire și acuși o să ne o povestească, doar vreau să vă informez că dacă vrea cineva să intre cu noi în discuție sau în dialog, îmi poate cere mie cu mesaj privat link de acces în acest sistem Jitsi, iată unde suntem. O să trebuiască să vă instalați un plugin sau o aplicație dacă sunteți pe telefon și vom putea participa oricât de mulți cu cameră sau măcar cu un microfon în această conferință. Deocamdată, Sergiu, până își anunță alții intenția de a participa, iată, de exemplu, Eugen Trif, despre care știu că uneori are timp din Germania să intre în direct cu noi, sau Vasile Gușan, nu știu unde se află, dar știu că și el uneori vrea să participe cu noi. Dacă vrea cineva să participe, vă rog, mesaj privat pe Facebook, pe Messenger și atunci vă dau link de acces sau abordați-mă pe Viber, Skype, după cum vedeți afișat acolo pe ecran. Sergiu, povestește ce aniversare tristă ai azi, de ce nu ai zâmbit deloc când ți-am pomenit numele și aventurile? Pentru că azi e fix 2 ani, sunt deplinit de când eu copilul nu ne aud glasul. Nu ne aud glasul și nu l-am văzut. Copilul care l-am crescut la 5 luni până la 4 ani și jumate. Copilul era atașat de mine, când l-a rupt din brațe, el plângea să ne cu ambele mâini de mine. De 2 ani eu nu aud glasul și eu nu știu dacă mă mai ține minte ca tată.
Pentru cei Seamă. care ne privesc prima dată sau care află povestea dumitale prima dată, precizează că ai fost căsătorit odată cu o femeie care deja avea un copil, l-ai crescut de la 5 ani, l-ați crescut împreună și după aceea ați mai avut o fetiță, deci aveați împreună două fetițe, dar la un anumit moment, când și al doilea copil avea 5 luni, femeia a plecat în Italia și ai rămas să o crești singur. Nu, da, să vă explic cum a fost situația. Eu când am luat-o pe fostă soție era copil de 5 luni în brațe. Exact Și așa am zis și eu. Și după ce s-a născut copilul vostru comun, când am plinit 5 luni, ea atunci a plecat în Italia. atunci am plecat, da, și m-a lăsat cu ambele fete pe mine. Eu am rămas cu ambele fete. Fata ei făcută care din prima căsătorie și mai corect, persibă. Și cu fata noastră. Că eu fetele pe ambele le iubesc foarte tare și sunt gata să le cresc împreună și nu le despărțesc cum a făcut ea. Asta cel mai, eu nu știu, cel mai tare, în primul rând, fata foarte tare, fetele suferă, ambele, pentru că ambele erau deprinse cu mine. Eu le-am crescut la vârsta fragedă de unul singur, fără dânsa. Fetele erau ambele atașate de mine, foarte tare, dar cu prima greșeală mea, eu când m-am înscris, eu trebuie deodată să-i dau numele meu. Dar m-am gândit cu vremea și că așa și nu e mai dat familia mea. Da, ce te încălzea dacă o numea Gheorghiță sau ea acum ce nume are? Rybakov, e are numele de familie, a fost soție de fată mare. Bun, și de ce ți-ar fi fost mai ușor dacă era și ea Mai ușor Gheorghiță? pentru domnule că vă explic. Mai ușor, eu mă gândesc că fetele două surori cresc împreună și ele se nici nu știu că sunt de la tați diferiți. Copilul știți cum suferă. Dacă nu ești familie, ce ești asta, fata n-a venit. Eu țin minte că eu o cresc la 5 luni pe ei. Dar după cum vezi, fetița voastră comună care poartă numele tău, tot nu e lângă tine și de 2 ani nu o vezi nici pe una, nici pe alta. Da, dar ne-am slupt și pentru ei, dar pentru ei, înțelegeți, eu n-am ieșit după legea, nu-mi permit eu slupt, pentru că ei mamă biologică Ea e mamă biologică pentru amândouă fetițe. și... E corect, numai că eu stat biologic numai pentru șeaca care ei să da. Da, și ești Pur și nemulțumit simplu. că statul moldovenesc nu prea te-a ajutat să-ți vezi Nu fata, că... instanțele au decis Eu că nemulțumit, rămân. domnul Oleg, eu stare nemulțumit că statul a încălcat legislația. Și au procedat în cazul meu foarte mari încălcături au fost de lege. În primul rând, instanța. Și Curtea Supremă. Curtea Supremă, ca atare, ea o socotit, dar ei nu au cântărit tot cum trebuie. Pentru că, dar nu cu bănuiesc, e 100% de bani băgat. E bani. Eu așa una înțeleg și așa s-a educat. Pur și simplu, judecătorul, dacă vede că cântarul trage, că se încalcă în jos o legislație, categoric nu trebuie să facă o hotărâre. În favoarea lui cel care se trage în jos, nu e corect așa. Dar la mine s-a încălcat articolul 64 din codul familiei și foarte tare. Acolo s-a încălcat drept copilului meu. Copilul l-a luat primul de executorul o luat hotărârea cu Curții Supreme. Dar drept copilul s-a încălcat, copilul ne-l-a traumat psihic. Cred că eu văz, dacă zis cazul ăsta cu polițaia și al din parc, când îl e, de mine rupetul, mă. Cât de câini la inimă polițaia și doi, puteți și vă să-l iei, să-l bage forțat în mașină, copilul și de-și plânge acolo. Polițaia și ei, nu știu, n-au minte în cap. Cum poți să iei copilul, plânge, bate din cioare și s-au auzit, lumea au auzit, cum au luat ei forțat pe tata. Când merge pe în parc, duc să iei navet de mâncare. Am mai văzut astfel de cazuri, dar gândește cum ar trebui, ce ar trebui să facă poliția, executorul, judecătoresc, ca, de exemplu, să execute o hotărâre de Poliția o judecată trebuie sau să să scrie rețină zi. un sau să rețină niște Nu părinți trebuie să, responsabili. nici categoric nu trebuie să rețină. Trebuie să iei datele personale și să-i dai drumul să duc cu copilul și să-l chemi fără copil. Categoric nu trebuie. Pentru că psihica la copii, cresc copii, distrofi și pe urmă nu socot și grăiesc. Dumneavoastră, înțelegeți? Tot banditismul, toată asta, copiii de la stresuri, de la una, de la alta, se vede și de asta se face tot banditismul ăsta pe lume. Copilul trebuie să crească cu minte limpede, cu minte să nu vadă cum poliția, se teamă de poliție pe urmă. Că catarii la tot copilul e
e boala care e copilul meu, el de poliție, el știe, mi-l dătărește. Poate e la alt seama și pe naista. Dar deși trebuie să te ia poliție, cu copilul nu trebuie să te ia poliție, poliție trebuie să protejeze, să arăte că protejează copiii și oamenii. E așa de asta și spus. Dar știi că sunt unii părinți care folosesc copiii drept scut și atunci nu poți să-i atragi la răspundere niciun fel, că e tot timpul cu copiii în față și nu te atinge copilul, of copilul. Și multe abuzuri se întâmplă, chiar împotriva copiilor. Nu, Sunt eu părinți care își abuzează copiii și se acoperă tot timpul. Nu te nu, atingi eu că eu sunt copilul, sunt de părinte. acord. Numai nu în cazul meu. Pentru că picătorul cum a încălcat un lege prim, un psiholog sunt bine atașat și pe urmă să-l dă. Dar dumneai ne-o închis vreo 5 ori mai din să-i numai o ședință. Eu dușem martorii să înainte în mașină, dar eu pot eu cheltui piște un Mioni Italia. Tăi copilul. Să ziceți sau nu? Așa cu ochiul liber, așa, eu nu știu, prost și zilelic încălcare de lege. Foarte, foarte, și foarte, nu știu, îmi pare rău că avem așa într-o țară, în țara și a fost născut. Și zic, foarte tare pare rău. Pentru că deci, dreptul nostru nu-i prețuie de fel. Pretins că femeia, mama copiilor, nu a venit niciodată la judecată și totuși instanța i-a dat ei câștig de cauză. Da, da, da. E Italia și de câștig de cauză. E în sună, nu e acasă, că se duc copilul la sorsa, că el a câștigat. Dumneavoastră înțelegeți și femeie, eu nu știu cât, cum e poți să spui nici tată biologică, se duc pe fată la sorsa, că eu a câștigat fată de la instanță. Dumneavoastră de că pe asta zveri că eu a băgat bani. Cum e puteți să spui eu tată biologic, cum e puteți să duc copilul? Dumneavoastră n-ați fost la fața locului, zideți cum a fost copilul transmis. Eu plângem, eu și copilul, plângem copilul categoric, cum vrei să ducă. Copilul a fost la dânsa dată, două săptămâni, a luat copilul bătut și spăriet. Și e după și l-a luat de la mine, l-a dus în casă și unde a fost bătut, unde fata plângea. Zici, tata, vine și băieți, ce băi dus aici și mai lăsa. E totuși l-a luat copilul pe două săptămâni, a fost la dânsa, o șestă, o săptămână jumătate și a plecat în Italia, a lăsat copilul cu sorsa. Dar sorsa nici nu era cu sorsa, lucra la două posturi de lucru, lucra la noi la poștă și la Gulcainari la poștă. Ei ieșeau la oară nici 7 nu erau în casă. Rămâneau 3 copii minori în casă. Și fata ei mai mărișoară le da în stroi pe ei mai mici. Pe asta mie au călcat-o pe mânuță. E fata de 11-12 ani, au călcat-o pe digițele la mânuță. Și dacă ai observat, și dacă ai observat așa ilegalități, de ce nu le-ai denunțat organelor? N-am eu știu, denunțat asistență nimeni. Socială, poliție, domnul Oleg, și nu numai o dată am denunțat. Procuratura n-a vrut să facă și gata, că-s copchic și joacă. Am toate probele, am tot. Am de la medicul legist, am de la ăsta. Este foto unei degetele zvede, este... Ia că așa la lui, așa mărcălare pește copii. Am probe, am pute tot, nimeni nu vrea să, nu vrea să iasă, să uite la probe, la iasă, că e copilul, drept copilul a fost încălcat foarte tare la mine. Și apă am eu. Și e ca astăzi 2 anișori de când eu nu-i aud copilul. Dar sper totuși până în toamnă copilul și cu mine. Eu vreau documente legale de la Italia să-mi dai, că am deși nu vreau să-mi dai copilul. Alina Cojocar ne informează, eu cresc 3 copii singură, pe fostul soț l-au pus să achite câte 1000 de lei pe lună și până în moment el n-achită nimic, deja de 8 ani, de când sunt divorțată. Și probabil femeia vrea să sugereze că și pentru ea statul nu face dreptate. Pe de altă parte și pe Florin Secară și pe Alina Cojocar îi provoc să participe în discuție și să desfășoare subiectul, nu mă facă pe mine să deduc ce au vrut să spună. Sau să scrie mai mult și atunci o să citesc situația lor. Zici că am fost la judecătorie, mi-au răspuns simplu că el n-are de muncă legală, n-are casă pe el și nu pot să-i facă nimic ca să-l oblige să plătească. Dar dumneata, după ce ai divorțat și au decis ca copilul să fie crescut de mamă, te-au pus să plătești și pensia alimentară? Îi plăteai? Contribuiai cu ceva? La mine, chinoșă nemță, eu trebuie să plătesc alimente. Dar
cui să plătesc alimente? Că e ca dacă ai văzut mai de unăs când doamna și ea spune că trebuie să plătesc. Cui să plătesc? Copilul e izolat, eu nu știu copilul în viață. Că tare să plătești la copil, nu la mamă. Și da, copil cum s-a obligat să-i plătesc alimente, așa și s-a obligat să-l crești copilul. Să plătiți la educație, la creștere. E că lumea nu știe de asta. Lasă-l lipsească de drepturi și tot. Altfel, dar nu poți să-i facă nimic. N-a să-i facă, n-a să-l ucidă, trebuie să-l la asta. Dar lipsește-l de drepturi și tot. Și n-a și tată la copii. Dar la mine, statul a vrut că eu să plătesc alimente prin asta au fost să mă decadă pe mine de drepturi. Înțelegeți aici și nuanță au fost. Că, da, eu m-am priceput, nimeni mi-a spus storul jucel la ușă de la judecătorie. Că ei aș fac prin alimente, că mă, prin pești alimentare să mă lipsească de drepturi. Și acolo au fost făcut cu încălcare de lege. Cred că a văzut el destule cazuri și deja știe cum funcționează treaba. Domnul Oleg, a fost cu încălcare. Executorul a luat la executare la noua zi. Că eu spătesc alimentele, pești alimentare, înțelegeți, rog, cât de e după lege, Republica Moldova trebuie după 15 zile să iei la executare. Și eu am câștigat și a fost anulat atunci de instanță tot la Forești. Ei n-aveau un control. Așa de la Forești. La noi la Forești, e că executarea asta care eu mă judicam cu dânsa, acum ne-a fost șorsul judecător și ne-a anulat o contravenție. De a fost suțit că ne încalcă grafic în TVD. Înțelegeți? Categoric, fșorsul, cum am să mă judic, și așa e interes. Fșorsul categoric nu trebuie să știi judecătorul, înțelegeți sau nu? Ca să au fost așa, tot chela să ne... Așa e legea. Legea nu permite amândoi, dacă m-am să execut o hotărâre face ilegală și acum fșorsul mă judică. Păi și de ce nu l-ai recuzat pe motiv de conflict de interese? Eu eram de mână aici și n-am știut. De acolo advocați fac. Las că eu încă n-am făcut cunoștință. Eu când am smăluc niciodată și pe târziu. Eu atunci, eu dar și eu când am făcut că nu e advocatul, nu mă ne-a scurs. A să mă duc că să fac cunoștință cu cazul și... Așa e, la noi foarte, doamna Nicoreci, judecătoria asta, eu în față ei am spus. Fă tu și noi faci, dar eu copilul o să ne-l aduc. Eu în față i-am spus și eu să văd și că mult aș la mine și o dat din umeri. Acum că am avut, eu am acum, că dumneavoastră îmi spuneți în tot vreme, ultima instanță i-a dat copilul ei, nu-i corect. Eu știu și spun liber și la televiziune, dacă țineți minte, dacă v-ați uitat la Canal 3 când m-au arătat, și acolo a fost, acum este că revizuiești tot prima instanță. Și ne-a dat copilul ei. Dar o decizie executorie și în vigoare e decizia Curții Supreme. Că și? Că copiii rămân în custodia mamei. Dumneata a inițiat revizuire, se examinează, dar asta nu înseamnă că o să câștige, că nu ești convins. Ascultați-mi mine. Nu în custodie, dar la domiciliul mamei. La domiciliul mamei în Putinești. Că e spus la Curtea Supremă că duci copilul, nimeni nu-i da copilul. Nici un stat n-ați dă copilul să ducă în altă, să-l izoleze de tată. Așa că copilul nu-i e ca oglinda asta. L-a dat și o duși unii vrei ei acolo duși. Copilul e stabilit cu traiul la domiciliul mamei. Unii eu am un grafic. Pentru graficul și fost dat ei, Italia nu ne-l face. Grafic de întrevederi. Grafic de întrevederi, da. Cu copii sau numai cu una, cu o fetiță? Cu una. Că tare după lege trebuie și cu doile să facă. Pentru că eu mai mult de 2 ani am crescut și pe ei. Copilul ei era... cum spune legea, tot atașat de mine. Bun, dar ziceai că ești nemulțumit pe judecători, pe instanțe, dar am impresia că ai nemulțumiri și față de polițistul local. Știu că te-ai plâns de multe ori că se încalcă drepturile, că se încalcă graficul dintre vederi și nu a făcut procese verbale, nu a constatat ilegalitatea. Și ești nemulțumit și pe anchetatorii, procurorii care se ocupă de scoaterea din țară a copiilor fără acordul părinților. Adică este un dosar penal, dar dosarul încă nu-i trimis în judecat. El a fost judecătorul oprit. Nu i-a dat în crastă între ei atunci și gata. Înțelegi cum o vreau? Deci l-a suspendat dosarul penal. Nu-i suspendat. El e dosar penal, dar când între ei nu o dă să o aduc forțat. Pentru că ei se bazează ca să-mi traumeze copilul.
Cum o să dă ei și bă duci cu arest, că sufi copilul, înțelegeți? O nu. Dar asta, nu, asta înseamnă că judecătorii se legați unul cu altul, pentru că acum, în primul rând, pe dânsa n-a s-o iei, dar s-o transmit tot copil. Dar nu e așa maniovra asta, că se fac să schișe judecătorii în cioare. Dar nu e o piramidă, judecătorii în tot, e că așa fac și unul pe altul. Îl săra și procurorii, poate nici n-au și face, pentru că ei așa fac o hotărâre cine să iei. Tot ei e decid. Da. Taman mai devreme spuneai e invers, că trebuie avut grijă să nu traumezi copilul și acum ai vrea să fie arestat, pus în cătușă, chiar dacă o să suferi copilul și o să rămână copilul cu copchii, o să rămână cu italianul ei. Nu, în cazul ăsta nu traumează copilul, e să aduci tot copilul în țară, mama să aduci copilul. Și aici sunt medici, psihologi, dat copilul duc la medic, la specialist. Ies, transmite cu copilul, în primul rând, avocat poporului lucrează, a nostru și poșal de acolo. Și nici într-un caz nu este. Copilul îi transmis cu dânsa în țară. În a doilea rând, e ori a făcut că eu sunt mort, ori a făcut ceva, o este că el la grădiniță nu puteți să-l dăi fără de acordul meu, copilul, tată, fără de a doilea părinte, pentru că Ministerul nostru, Justiție, cu Ministerul Justiției din Italia are comun acord. Fără a doilea părinte, nu poți să-l bagi la școală la asta. E cu tot traiul la asta, pentru că și dosar penal pe asta este. E cu traiul categoric, n-are să-l iei. Dar mai mult de 30 zile, el fără de acordul meu, n-avea dreptul să-l iei. Eu am grăit câteva luni în urmă și cu Gheorghe Petic. Știți că el a lucrat la Poliția de Frontieră? Da, da. Și a spus că este articolul 200, este, da, unii e categoric, n-avea mai mult de 3 luni de zile să iei copilul în curte. Știm cum se execută la noi legile și am văzut cum s-a executat hotărârea de judecată despre graficul de întrevederi. Deci, nu ne facem iluzii. Nu, graficul eu o să mă duc și eu de mult trebuie să-l dau la Ministerul Justiției. Ministerul Justiției, că Ministerul Sănătății nu a vrut categoric să duc, dar ei trebuie să-l duc de mult. Cu lege și așa e spus unii asta de la Constituție, de la Convenția de la Haga. N-am înțeles și treabă. Și treabă are Ministerul Sănătății cu asta. Ei, în primul rând, trebuie să implici să ne ducă timp de 6 săptămâni copil și bădus trebuie. Pentru că Ministerul acela e și al familiei și al protecției sociale. Da, da, da. Și ei trebuie să spun că eu avem copilul de la naștere până la 4 ani jumate cu mine. Eu avem de la grădiniță, eu avem de la ISTA. Și Italia acum participă la furt. Italia, eu vreau să-mi dă document legal din și motiv când ține copilul și nu ne-l dă. Și apoi ajung la Curtea Europeană cu documentul cealaltă. Nu știu cât timp nu te-ai adresat instanțelor europene să-ți fac dreptate, nu prea poți ajunge la CEDO împotriva Italiei. Dacă vreau de aici, din România, mă să încerc copilul să ne-l întorc. Vreau toate aici care că... În Moldova aici special nu dau în parică. Special nu dau în Italia. Eu nu știu cam de ce. Dar vreau de aici, că am gândit cu un avocat și o spus că să dăm o scrisoare la Procuratura din Italia. Să dăm și aia sau unii în căutare internațională. Să dăm acolo și ne spune. Alina Cojocar zice că ar putea să intre cu noi în direct, dar fără cameră. Încerc să o apelez cu sunet măcar, să văd dacă se fac auzită. Să ne explice cazul ei, cum a ajuns să crească singură copilul. Alina? Alo, da. Da, salut. Bună seara, domnule. Da. Poți să vorbești? Da, pot să vorbesc, dar un pic internetul e foarte slab, dacă nu vă deranjează. Păi nu, dacă ești numai cu sunet, e ușor. Când bagi video, am văzut că și la Sergiu s-auzea din când în când cu întreruperi, care e semnalul și el slab. Înțeles. Da, vreau să povestesc așa din start. Eu tot sunt mamă la 3 copii, tot am o fetiță din prima căsătorie și 2 băieți am cu fostul soț dintr-a doua căsătorie, nu? Am plecat și eu la Italia, dar
să aici subliniez, la Italia am plecat, prima am luat divorțul, după am plecat la Italia, nu că am plecat la Italia și pe urmă m-am divorțat, nu? Așa, așa, în timpul și ala când eram acasă, noi am divorțat, l-au pus pentru doi copii la judecătoria de Buicani, că eu sunt din suburbia de Chișinău. L-au pus să achite câte 1000 de lei. Am avut control la casă la mine, a fost control la casă la dânsul, adică am avut control, am văzut pe cine las copiii. Judecătoria a hotărât să lese cu mine copiii. Așa. Toți anii ăștia de când suntem divorțați, adică el aproape acum are undeva la 100 de mii de lei datorii față de noi. În anii ăștia, dar cine numără? Undeva, este un executor care numără datoria lui? Da, este acum o fost întâi la Buicani dosarul meu, după l-o transmis la doamna Liliana la Strășeni, la judecător executor la Strășeni. Și în orice caz m-am adresat, am fost, am sunat, până și mi-a zis că nu pot să facă nimic, că pe atâta timp el nu are de lucru oficial, că el asta nu are casă pe numele lui, nu, în orice caz chestii de astea. Acum într-o zi m-a găsit pe internet și chiar m-a atacat, mi-a spus niște el, m-a găsit și vrea că nu poate, o zis că vrea să iasă peste hotare și vezi, Doamne, că să pună câte o lecțic, că să-i dau voie să iasă din țară. Domnule, el construiește casă, el bani întotdeauna au făcut, are soră peste hotare, el niciodată nu a venit să ajut pe copiii lui. Văd tata spune că ceva de gen că s-a dus maica sa peste hotare și-a luat. Eu nu că, părerea mea așa e, că poate sunt și femei care se lasă bărbații, na, nu știu, în fiecare are situația lui. Dar majoritatea, bărbații ar trebui să dea întrebarea, pentru ce se duce o femeie? De bine nu cred că se duce, nu? Asta e o întrebare de-a mea și cam asta, nu știu. La mine e tot stopat. În orice caz, nimeni nimica nu face. Judecătoria, nimeni nimic nu face. Am înțeles. Mulțumesc pentru mărturie. Și acum ați plecat din țară, dar copiii au rămas acasă. Da. Uh-huh. Acum e cu dădaca acasă. Cu dădaca. Da. Okay. Nu, eu n-am părinți. La mine mama a decedat 5 ani în urmă, tânără. Taică mi-a decedat un an în urmă. Eu n-am părinți, n-am pe nimeni, n-am frați, n-am surori, adică n-am ajutor din nimeni, nici dintr-o parte. M-am adresat și la primărie, m-am adresat și în altă parte, cu poate cumva să mă ajute, că cu munca de la Moldova, cu 3.000 de lei, eu nu reușesc, într-adevăr, cu 3 copii, pentru că eu, sincer, la mine nu am nicio datorie față de stat. La mine, ca mamă singură cu 3 copii, e achitat absolut tot, tot, începând de la gaz, terminând cu cel mai mic asta ian. Eu nu fac față la Moldova, eu nu fac față singurică să-mi cresc 3 copilași. Și încă una aș vrea să spun, când aud mamele, aud femei din partea la femei de la Moldova, care spun, care judecă și spun că, ai, vezi, Doamne, că v-ați dus după bani mulți. Nu e adevărat. Să știți banii ăștia, cu câți lăcrimi iese, eu una, două, trei luni vin. Pentru că pot să... Dar nu... E foarte greu. E foarte greu. Și banul ăsta, cum îl strângi, cum ai venit la Moldova, l-ai dat, nu mai este. Mulțumesc, Alina, pentru relatare, pentru intervenție și pentru comentarii. Da, vă mulțumesc și dumneavoastră, o zi bună, la revedere. La revedere, seară bună. Sergiu, nu sunt sigur dacă ai auzit, mă tem că n-ai auzit ce am discutat. Nu, nu s-a auzit. Da, femeia a zis că nu a plecat de mare plăcere din țară, ci ca să-și întrețină familia. Și de regulă așa pleacă femeile, de nevoie.
cum s-a întâmplat că a plecat nevasta dumitale în Italia? Nevasta mea s-o este că eu nu putem avea interdicție de ieșit peste hotare. Și o zis că pleacă, face tot felul, o jumătate și ne... Și mine și copiii. Deci v-ați înțeles amândoi ca ea să meargă la lucru ca să întrețineți familia. Nu ca să întrețină, că explicăm testul cu Ca ne. să întrețineți familia, da, bun. Și o stat mai mult decât un an sau doi. O stat 4 ani. Și e tragedie cu o șef cu 2 ani singură, pentru că nu știu ce putea trăi cu moșneac, până nu s-a făcut ghinie și ea s-a făcut și o luat fie pe la moșneac. Și aia că tot istoria. Dacă ai văzut, ei ne spune pe este că ei are familie cu totul legală, dar și mă interesează pe mine că e ilegală, nu e ilegală. E una, nu înțelege. Copilul meu e ilegal în Italia. Că e ilegală, viața ei personală pe mine nu mă interesează. Mine viața copilului meu. Și tot. E viața să o faci cu cine vrei, e trăiesc cu cine vrei. Dar viața copilului, cum e obligat, așa și eu sunt obligat. Și e încalcă în primul rând la Curtea Supremă, e o scris. Că n-are drept, în primul rând, tată și bă izolat de copil. Tată, frați, surori, rudele apropiate. Eu o scris singur, la mine este și ați vărătă de actele, este unul scris la Curtea Supremă. Și ea să-și face. O declarație, da, pe proprie răspundere, cum ar veni. Nu e declarație, Sau în apelul meu la... recurs, în recurs, când s-a adresat Curții Da, Supreme, au scris făcut un asta. recurs de... Că apelul ne-a făcut dreptate. Apelul, vezi la câte luni a crescut copilul și ala. Copilul și ăsta, tătă la concurs și apelul nu era copilul nici. Și au făcut și cu despre că au făcut unii. Dar cel mai interesant una e. Înțelegi? Curtea Supremă, cu o lună înainte de a ieși hotărârea noastră, au făcut hotărârea lui sora ei, care fix așa au făcut. Tot așa la complet de judecători, de cinci judecători. Asta e ca asta, în primul rând, încălcare mare de Curtea Supremă. Cum puteți tot așa și colegiul de să se facă la două surori? Și tot așa și hotărârea se dă. Și sorsa, totuși, dacă țineți minte, eu v-am spus că rămâne în Aista, rămâne în țară. Și nu mai au făcut ei, s-au dus ei, băiet, dar băietul a fugit, numai fata s-a dus cu dânsa. Băietul și-a rămas. Și amu, prima instanță, i-a dat băietul cu tatăl înapoi. Dar fata e dusă în Italia și are și sursa de dosar penal. Ca multe coincidențe în instanțele moldovenești. Eu vă Și spun oficiorul coincidență. judecătoarei de la Florești ajunge să-ți examineze cauzele și sora fostei soții o câștigat la Curtea Supremă, Tot dar poate fi Iulia Țepu coincidență. era tot fixă ăștia judecători. Fixă ăștia judecători. Eu spun că bărbatul din satul vecin. Eu cu mamă am fost la Cusac, a fost la Cisem și la Anastasia atunci când e acolo în Ciuflea, în Aista. Femeie și tot în blacă. La dâșă fixă și ești judecători au fost. Fixă și ești este făcută și ești decizie. Eu nu știu cum de scrie un om așa judecător la două surori. Aici tot e interes. La două surori nu poți și bășie. La două Ei, surori și ești judecător. în colegiu sunt câțiva judecători și poate aleatoriu în merită același colegiu, același complet. Auzim că acum chiar vor să mai reducă numărul de judecători la Curtea Supremă, deci asta e situația. Nu, cum? Tot așa e și fac tot așa și hotărâre. Poate fi o coincidență și nu știu dacă se încadrează în conflictul de interese. Domnul Oleg, înțelegeți una? Una, e ca coincidență posibil, e ca lucrumnațul, eu cred că el tăti trei instanțe i-a dat pierdere. Dar la mine, a doua instanță, trei judecători i-a dat câștig. Ce fel de coincidență? Alina e curioasă de ce ai avut interdicție să ieși din țară. Amele personale, probleme și aici chiar toată viața să spun, să dau biografie mie tată. Na, Amele. în lipsa soției tale s-ar putea să cunoaștem doar o jumătate de adevăr. Noi de asta punem întrebări și ca și cum o facem pe avocatul soției ca să nu fie oamenii prostiți, minci, amăgiți, nu? Că neata nu Domnule, spui partea de dar adevăr de ce care nu i-a nu-ți dat convine. lui fostul soție ca să dai comentarii, dar din aici? Ce nu i-a dat pe Facebook? E poți dă. Dacă nu și bă, e cel mai normal așa și.
Nu am legătură cu ea. Mi-a scris odată, dar undeva sub un cont anonim și nu am legătură cu ea. Mi-a scris odată și mi-a arătat în ce fel ați vorbit atunci, în noaptea aceea. Domnule, eu nu văd 2 ani. Puneți-vă în luni, tremeți. Nu vă vedeți. Ai greit, femeie. E că Tatiana Moisei îți reproșează și ea de ce nu te-ai dus peste hotare ca să întreții familia. Și Sergiu a explicat că avea interdicție de a părăsi țara, dar nu vrea să ne spună de ce. O minută, eu mușu din Macuș. Bun, Sergiu, dacă vrea cineva să participe cu noi în discuții, în polemici, în dialog, intrați pe Viber, vedeți afișat pe ecran numărul meu și mă puteți suna în direct sau pe Skype. Mă numesc curaj.net sau Oleg Brega. Sau puteți să-mi scrieți un mesaj privat pe Facebook și vă sun eu înapoi, cum am sunat-o și pe Alina și a vorbit audio doar. Altfel, pot să vă dau un link de acces pe serviciul ăsta Jitsi, unde platforma pe care facem discuția asta. Va trebui să instalați un plugin sau un programel pe telefon, pe tabletă și să participați și voi în direct cu webcam precum Sergio sau Serghei Gheorghiță de la Putinești Florești, dar care acum e în București, e noi la muncă. Deja nu mai are interdicție, e cetățean român, călătorește unde vrea, De am sper ca să se rămân gândește bietul să ajungă nefăcut și în de tare. Italia. Vrei să rămâi în România, da? Chiar aș vrea să rămân cu ăsta, pentru că e altfel. Și poate de lucrat, și poate de ăsta, nu numai bandiță, așa și lucrez pentru bandiță, ca la noi. Nu știu. Dar sper până în toamnă să-mi văd totuși copilul. Da, 2 ani au trecut greu, ce mai rămas? Până în Domnule, și toamnă. asta cel mai că când eu nu știu cum un animal nu-ți las pruncul de sân. Eu am fost bun când m-a lăsat copilul de sân cu mine. Și acum cum faci? E copilul împotriva mea la asta, înțelegeți? E într-o mea zi copilul, nu spui tată, să mă uite. Aici nu trebuie eu să dovedesc. Eu nu grăiesc, e ca dovada mea. Ei acum las de replici, deși nu de copilul își grăiesc. Da, deci n-ai putut să vorbești cu el nici pe internet, da? E categoric, eu glasul nu-i aud copilului. Pentru că ești copilul când i-a sunat, când era lăsat, i-a sunat copilul plângea cu lăchiul și a spus, tată, ce m-ai adus? Te-ai sândat, eu de mult poate eram și în Italia, dar țin eu copilul. E categoric, l-a izolat copilul de mine, înțelegeți? Asta îmi traumează copilul psihic. Și lasă de nu știu, îi las să explici cum e poate. O lăsat copilul 5 luni cu mine, acum categoric, e faci și de oricum. Nu e așa ceva, că să facă e și vrea cu viitorul copilului. Îl lasă de 5 luni, vine la 4 ani jumate copilul mare și îl ieși și îl izolează. Coincidență, eu vă spun, pot și băie, că cum la cumnatniu, dar lui, el toate instanțele le-a pierdut. Dar eu am avut curte de pe el, eu câștig din cauza. Nu știu, vedea. Bun, Sergiu, mulțumesc pentru relatare. Observ că alți doritori sau doritoare de a intra cu noi în direct nu mai sunt, de aceea mă gândesc să încheie aici transmisiunea, pentru că e o oră târzie, pentru că și mâine e zi de lucru. Poate ați observat, fac în fiecare seară emisiuni pentru partidul cu care colaborez aici în România și cu care vreau să candidez la alegerile locale, poate o să ajung și la parlamentare. De aceea sunt foarte ocupat și obosit, dar oricând sunt dispus, disponibil să vă răspund apelurilor. Dacă aveți vreo problemă, vreo bucurie de semnalat, mă găsiți pe Skype, pe Viber, pe WhatsApp, dar doar cu mesaj scris. Nu putem face apel ca să înregistreze intervenția voastră. Și mai ales pe Messenger. Pe Messenger sunt, nu pot să zic non-stop, pentru că noaptea chiar închid telefonul, altfel n-aș avea scăpare, dar sunt oricând disponibil și vedeți aici pe video, afișez tot timpul textul sau sub video afișez timpul, tot timpul datele de contact la care mă puteți apela. Sergiu, dacă ai vreo concluzie
la final dacă nu închidem. Nu, bine, nu, sper că totuși degrabă a să văd copilul. Sper, pentru că este o hotărâre, judecătorul nu e obligată. Sunt mai mult, este pe fapt și al penal. O merge pe cale legală. Bine, rai, sare bună și sper că degrabă totuși o să ne văd copilul. Mulțumesc, noapte bună tuturor! Haideți-ne!